Unul dintre cei mai mari sculptori ai României s-a născut în Drobeta Turnu Severin, fiind vorba despre Gheorghe Anghel. Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu au dorit să marcheze cei 55 de ani de când artistul a trecut în eternitate printr-o expoziție inedită de artă și sculptură. Expoziția este găzduită de sala ce îi poartă numele marelui sculptor al României, Gheorghe de Anghel. O parte din lucrările expuse îl ilustrează chiar pe artist sau o parte din viața sa. Această expoziție de arte s-a organizat cu prilejul comemorării a 55 de ani de când cel mai mare sculptor născut în Mehedinți, Gheorghe de Anghel, a trecut în eternitate. Luna aprilie a fost declarată aici la Palatul Culturii Teodor Costescu Luna Gheorghe Anghel. De ce? Pentru că marele sculptor, Gheorghe de Anghel, s-a născut aici, la Drobeta Turnu Severin. Și pentru că este unul dintre cei mai mari sculptori ai României, dar și ai lumii, noi, angajații Palatului Culturii Teodor Costescu, ne-am dorit foarte mult să-i aducem un omagiu acestei mari personalități. În acest sens, am organizat o expoziție găzduită de sala Gheorghe Anghel, care poartă numele marelui sculptor, dorind să aducem un omagiu acestei mari figuri a intelectualității românești. Împreună cu membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiera Drobeta Turnu Severin, dar și cu alți artiști din Timișoara, din Gorj sau din București, am pus bazele unei expoziții organizată și susținută aici în sală, care cuprinde 30 de lucrări de pictură, dar și de sculptură, pentru a marca momentul celor 55 de ani de când Gheorghe de Anghel a trecut în neființă. Gheorghe de Anghel a încetat din viață la data de 7 aprilie 1966 la București. În Drobeta Turnu Severin există două lucrări realizate de Gheorghe Anghel, bustul lui Mihai Eminescu din parcul Liceului Traian și bustul lui Ioan Ștefan Paulian amplasat în fața Liceului de Artă cu același nume. De asemenea, una dintre sălile Palatului Culturii Teodor Costescu, precum și o stradă din municipiul Drobeta Turnu Severin, poartă numele marelui sculptor.